Dacă înainte a fost o explicație frumoasă pentru frumusețea fizicului, acum am o explicație frumoasă pentru frumusețea sănătății. Dar în același timp aș dori să rog pe George de la regie să îmi confirme că sunt gata materialele și nu știu dacă îmi va confirma sau nu, și aș avea nevoie și de un prompter aici. What? Uite-te adică... în ochii mei, n-avem prompter. N-avem? Atunci o să dar stau... Dar materialele-s gata, da. Iată. Bun. Iată prompter în spate. Îi vom da drumul atunci. Bună seara, numele meu este Nicolae Gavriluț și sunt universitar profesor, doctor, docent, universitar proctolog, profesor la clinica Proctogold Sanitas. Să dăm mai departe. Sunt specialist în proctologie. Știe cineva ce este proctologia? Ei. Nu știți ce este proctologia? Ei, ce este proctologia apare pe ecran, iar noi vom răspunde. Proctologia este, după cum puteți vedea, să dăm și explicația, studiul și tratamentul, hai, iritațiilor anale, incontinenței fecale și constipatitei. Știu, vă rog frumos, nu mai râdeți, știu, vă vine să râdeți, dar este un lucru foarte serios. Dacă ajungeți vreodată, Doamne ferește, cu un hemoroid, pe mâna mea ajungeți, așa că haideți să fim serioși. Tot așa precum cei care cântă la instrumente muzicale, precum harpiștii, se folosesc de acest instrument în viața lor, sau cei care cântă la pian se folosesc de pian în viața lor, instrumentul pentru noi proctologii este, desigur, cine poate spune? Nu dosul, ei, asta e un... Dar e un sistem de operare. Este deschiderea sfincterială, sau cum se numește în limbaj științific, marea fosă de evacuare. Poate cineva să-mi spună de aici... Mulțumesc! Liniștiți-vă, vă rog. Poate cineva să-mi spună de aici unde este marea fosă de evacuare? Aici! Da, acolo e, da. Mai departe am publicat articole științifice în foarte, foarte multe publicații celebre, precum Proctologia încotro sau Anale, așa, și în Scaunul, în revista de analiză, am publicat, dar și în Scăunelul, care este un supliment de cultură, acolo, nu... public eu cine știe ce, dar iată-l pe tatăl meu împreună cu mine jucându-se. Tatăl meu a fost Jean Gavriluț. Știe cineva cine a fost domnul Jean Gavriluț? Nu, tatăl meu, dar știți cine a... Nu știți? A fost primul și cel mai renumit coprolog al țării. Știe cineva ce este coprologia? Nu știe? Ei bine, coprologia este studiul și comportamentul fecalei. Tatăl meu... De mult, nu, vă răvid, în fine, haideți să trecem mai departe. El a făcut primele atlase de coproliți. Este o autoritate mondială în coprologie și fecalistică, tatăl meu. El mi-a insuflat pasiunea aceasta. El a făcut prima școală românească de fecalistică, pe care puteți vedea aici. Doamne, și el spunea că... Doamne! Ochii și scaunul sunt oglinda sufletului. Putem ști multe, da, mulțumesc, despre un om din ochi și din scaun sau din mostre biologice, cum se mai spune. Mama mea, Tenzi Pascaliade, era un reputat medic ginecolog și dânsa, o mare iubire pentru ea, am să dăm mai departe, vă rog, a experimentat pe Vasilica. Vasilica pe vremea aceea era femeia noastră în casă. Aveam femei în casă, fată în casă, cum se spunea, făcea curat și ea avea o infecție compusă, o infecție foarte interesantă, avea herpes vaginită bacterială, clamidia și candida. Mama mea, fiind un medic ginecolog extraordinar, a inventat un dispozitiv. Și George, să vedem ce dispozitiv pentru curățare. Este vorba despre, da, vaginitorul Tenzi. Mă bucur că unii dintre dumneavoastră cunosc despre ce este vorba și haideți să vedeți cum funcționa vaginitorul Tenzi, râcâia bolile și eu o asistam pe mama mea culegând într-o punguță care se numea bolile Vasilicăi. Din păcate, Vasilica, datorită medicinii timpului, a făcut niște infecții și a murit. Am fost destul de trist din acest motiv, dar viața merge mai departe, pentru mama mea însă nu a mers. Și s-a apucat să culeagă coproliții. Coproliții sunt fecale fosilizate. Iată câte a cules. Astea sunt din colecția mea. Foarte interesant, foarte frumos. A făcut din ele cercei. S-a lăsat de și le-a purtat.
A făcut ce? Mai departe, în 1974, la o vârstă destul de înaintată, am publicat lucrarea mea de doctorat, Marea Fosă de Evacuare, Cheia către Purificare, și aș dori să citim împreună ce scrie aici. Este o abordare rectal-holistică în tratamentul și prevenirea nu că a bolilor rectale, ci a tuturor bolilor în general. Bravo, bravo, foarte bine! Bravo, foarte frumos! Să dăm mai departe. Aș vrea să vă vorbesc despre metoda de diagnosticare Gavriluț. Metoda de diagnosticare Gavriluț se bazează pe trinomul rectato-prostatico-veziculit. După cum puteți vedea... Stați numai puțin, numai o secundă, George, numai puțin. Așa se făcea o examinare pe vremuri. Mamaie... Și dacă degetul face așa, George, dă-i bătaie, ai rectită. Dacă degetul face așa... Ai prostatită, iar dacă degetul face așa, ai veziculită. Ei bine, este destul de dificil să tratezi așa ceva sau să faci această investigație, să mergem mai departe. Și am inventat un cablu. Un cablu care se numea cablul GVRL, care arăta așa. Am făcut experimente de inserție și investigații pe maimuțe. Le-am băgat acest cablu și... Ce observați, vă rog, dacă puteți să vă uitați la aceste maimuțe? Sunt foarte împăcate cu ele. Nu le plăcea deloc. Așa este. Nu le plăcea. Și atunci am inventat un alt cablu. Noul cablu, GVRL. Este noul cablu GVRL care are dispozitiv operator, Gavriluț. O mică fantezie, a trebuit să zic. Așa? Are LED acolo, sus. Și mai departe are livrări de medicamente. Foarte frumos. Are și țâșnitoare cu apă pentru curățare. Din acest motiv, cred că merită aplauze, pentru că este o tehnică pe care am... Nu eu! Că mai mulți am lucrat la asta, mai mulți am lucrat. Da, ok. Și aș vrea să vă arăt tehnica. Domnul doctor! Dacă putem să arătăm. Domnul este doctor, vorba, saliva doctor, în combinație cu scizurile buzelor. Domnul doctor. Aplicată pe aparat. Așa. E ok. Eu nu sunt în concurs, doar am venit să vă prezint. Deci, continui. Ah, ok. Îți dă o tehnică de rejuvenare analog bucală. Poți trăi foarte, foarte mult în aceste condiții. Și cred că ai putea încerca, dacă vrei, a fi sărutat în fund pentru oricine e o bucurie. Va trăi veșnic.